Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 10 cenți, Elisabeta II, emitent Barbados, pe perioada reginei Elisabeta II. Monede de circulație standard între anii 1973-2005. Compoziție cupru-nichel. Greutate 2,26 de grame, diametru 17,78 de milimetri, grosimea 1,13 milimetri, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers avem stema națională a Barbadosului, anul monedei, înscrisul Mândrie și Industrie, Barbados. Această monedă este tip 1, motoul Mândrie și Industrie, scris ieșit în relief. Toate celelalte detalii sunt subțiri și departe unele de altele. Pe verso avem un pescăruș care zboară spre stânga, valoarea mai jos în litere, PN, inițialele gravorului Philip Nathan. Această monedă este tip A. Literele denumirii sunt subțiri, PN cu litere înalte, gheara de lângă C în cenți este îndreptată în jos. Deci este o monedă tip 1A. Aceste monede sunt din anii 1973. 1987. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1979, produsă într-un număr de 2.500.000 de bucăți. Are o valoare nominală de 0,39 de dolari, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 2 dolari și 8 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!